Rutieră care a avut loc vreodată în județul Neamț. Cel mai probabil, după ce medicii legiști vor încheia autopsiile, trupurile neînsuflețite vor fi înmormântate sâmbătă. 8 familii din Neamț își plâng acum morții, se pregăteau să petreacă Sfintele Paște, iar acum fac pregătiri de înmormântare. Singurul supraviețuitor al tragediei și-a pierdut fratele și cumnatul. Erau tineri, iar unul dintre ei trăia cu bucuria că în câteva luni va deveni tată. Dormeam, nu știu. În apă m-am trezit și era un pic spart parbrizul și am dat un picior și atunci am putut să ies. Doar eu, numai eu atâta știu că am ieșit la suprafață. Deci pur și simplu te-ai trezit în apă. Era foarte grea și geaca pe mine, că era de aia de piele. Abia am ajuns la mal. M-am întins jos, nu mai puteam. Cât timp ți-a luat să ajungi la mal? Nu știu, nu pot să-mi dau seama acum. Și cine a fost persoana care a sunat la 112 să ceară ajutor? Fratele lui, care a intrat cu mașina. Sunt frații amândoi. Tu mai aveai rude în microbuzul în care te aflai? Numai fratele și cumnat. Deci fratele și cumnatul tău au pierit în microbuz? Da. Câți ani aveau? 26, fratele meu, și cumnatul 25. Tu ai plecat să muncești la Arad pentru că aveai nevoie de bani, tu și fratele tău. Da. Nu suntem bogați, am plecat pentru bani. Tata nu muncește, nici mama. Au fost momente de groază și pentru salvatorii care au fost nevoiți să intervină.